Bălașea față în față cu Letița. Moment, i-aș spune, crucial al acestei partide, în cazul în care Bălașea va reuși să transforme și Epșii va lua opțiune serioasă pentru cele 3 puncte. Să nu uităm însă că echipa gazdă evoluează cu un om în minus după eliminarea lui Marta Maș din minutul 76, atunci când jucătorul maghiar a încasat al doilea galben. Foarte, foarte important acest moment. Bălașea față în față cu Letița, 1-1 la Sfântul Gheorghe. Șepși Hermannstadt, Bălașea se apropie de minge și gol! 2-1 Șepși. Marchează Mihai Bălașea, prima lui reușită din acest campionat. Sigur, nu este un marcator, apare rar pe lista jucătorilor cu gol marcat. El n-a mai înscris din aprilie anul trecut, când înscria într-un șep și UTA 1-0. Bălașea face 2-1, al doilea penalti al acestei partide și iată, merge la bancă, acolo unde se îmbrățișează cu Tudorie, jucător care a fost schimbat ceva mai devreme, cu Rondon. 2-1, Șepși este din nou în față pe tabelă și din nou sunt 5 puncte între Șepși și FCU Craiova. Șepși locul 6, FCU Craiova locul 7. Revedem faultul lui Minosota asupra lui Aganovici. Penalti indiscutabil și execuția impecabilă a lui Bălașea. Letița ghicește colțul, dar Bălașea rupe plasa pentru 2-1.